Așa cum vă spuneam, Dănuț Abade este fică de deținut politic. Tatăl său a făcut un an de detenție în anii 50, nu? Adică din 51 până în 52. Perioada aia cea mai aia. Cruntă. Așa, cea mai cruntă. Și un an acolo făcea cât zeci de ani în condiții normale de viață, dar de detenție. Daniela a fost unul din tinerii care, iată-mă, că nu se întreabă la o domnișoară, la o doamnă, dar o să te întreb, ce vârstă aveai atunci? Sau ce, erai elev, student? Aveam 20 de ani. 20 de ani, bun. A fost unul din tinerii care a cunoscut o situație, au cunoscut în acea seară și noapte o situație dramatică. Au fost extrași de securitate din rândul manifestanților și duși la poliția, la miliția capitalii, nu? Nu, eu am fost dusă la circa 17. Circa 17. Ei au fost duși în anumite locații ale miliției, unde au fost torturați, fiind după aceea duși cu toții în subteranele fortului 13 Jilava, acolo în gangul acela din, de la intrarea în prima incintă, în cele două ganguri, în cele două încăperi care se deschid din acel gang, și unde de asemenea au fost supuși la o serie de abuzuri și torturi. Cu siguranță soarta acestor oameni urma să fie, pentru că ei au și auzit discuțiile respective, soarta pe care au avut-o cei de la Timișoara. Ar fi fost uciși și arși la crematoriu, ca să se spună după aia că au fugit peste hotar. Din păcate, presiunile care s-au făcut asupra ei și asupra altora, care încercau să facă lumină asupra evenimentelor din acea noapte, i-au fost eliberați după fuga lui Ceaușescu. Presiunile care s-au făcut de către autoritățile de anchetă, care nu făceau decât să acopere persoanele vinovate. După ce Iliescu a fost ales în mai, înainte, Procuratura Militară ne-a lăsat să declarăm tot ce se putea declara. Și din mai e aceeași Procuratură Militară. Da, o să te las acum să spui, dar hai să începem cu începutul. Da. Povestește-ne un pic cum ai ajuns în piața universității și... Deci, în piața universității am ajuns pe la 2:10. Am ajuns cu niște prieteni când am văzut ce se întâmplase, am văzut la televizor. Am participat la fiecare moment care a fost atunci piața universității. M-am pierdut de prietenii mei la un moment dat, în mulțime. Știm foarte bine cum a fost. Erau cordoane pe strada Regală, erau cordoane pe Bulevardul Maghieru, erau cordoane către Batiștei, erau trei cordoane după care pe Bulevard, după care erau taburile și taburile erau și ale miliției, și ale securității, și ale armatei. Au fost la un moment dat când au intrat în mulțime și au omorât primii tineri în jurul orei 5. Au fost tunurile cu apă, au fost gazele lacrimogene, se trăgea din anumite unghi, nu ne dăm seama de unde. S-a filmat și s-a fotografiat, acum știm de unde, pentru că în afară de filmele lui Paul, care mi-e bun prieten, există și multe alte fotografii. S-au făcut filmări din acele clădiri de pe colțul străzii Regale de la început, din Intercontinental, din blocurile din partea cealaltă a Interului. Sentimentul care a fost în acea după-amiază, în acea seară, în acel început de noapte, era o coeziune a sufletelor foarte greu de descris în cuvinte. O coeziune care eu nu am simțit-o niciodată în viața mea înainte și știu că nu o voi mai simți niciodată. Cu siguranță nu eram toți cei de acolo pentru același ideal. Cu siguranță eram și infiltrați printre noi. Eu eram cu un profund sentiment anticomunist, pentru că eu așa am fost crescută în familie. Deci, ăsta era în primul rând motivul pentru care eram acolo.
Am cunoscut alte persoane, o fată, Mariana, și un băiat, Vali. A fost cel care, la un moment dat, mi-a salvat viața când intraseră cu în forță și toată lumea alerga, eu căzuse, nu mă mai puteam ridica. Și el, pur și simplu, m-a târât până am ieșit din fața pericolului. După ce s-a spart baricada și au intrat în forță, se trăgea la înălțime de om atunci, am fugit cu toții către pasajul de la universitate. Câțiva prieteni ai noștri, printre care Rareș Mănescu, fostul primar de la 6, care era cu noi, Rareș și mi-era bun prieten, eram prieteni de copii, ei au reușit să fugă pe tunelul metroului și pe ei nu i-au prins. Au intrat trupele speciale, trupe care nu le văzusem în timpul zilei, care nu făcuseră parte din cele trei cordoane, erau niște trupe speciale foarte înalte, erau trupele foi, așa zisele trupe de forțele de, forțele de ordine și intervenție, adică securitatea. Au intrat și a început un fel de... Eu nu știu cum să descriu, deci tot ce s-a întâmplat atunci e foarte greu de descris în cuvinte. Eu nu pot să zic nici tortură, pentru că ne băteau, deci nu era tortură. Nu pot să zic nici bătaie, pentru că nu era bătaie, pentru că atunci când te lovește cu pistolul în față, cu pumnii, și vorbim de persoane cu forță și persoane antrenate, trupele securității aveau un antrenament special și loveau cu ură, loveau cu bocancii, deci te loveau ca femeie în sân, în burtă, în ochi. A fost înspăimântător. Deci ne-au scos de acolo sub aceste lovituri. În partea dreaptă erau mai multe persoane, unele peste altele. Că erau morți, că erau răniți, nu ne-am dat seama. Nu mi-am dat seama. Ne-au scos de la... din pasaj pe scările care merg către universitate, cu fața la perete de-a lungul scărilor. Și când am ieșit de acolo, imaginea care mi s-a oferit, e așa o imagine, am descris-o întotdeauna cum mi se pare mie că ar putea să fie un sfârșit al lumii. Adică o imagine așa spectrală, rămăsese praful ăla de gaz lacrimogen, de împușcături, de... Lumina nu mai era lumina care fusese mai devreme, era mai slabă. Toată zona între Inter, Teatrul Național, arhitectură, toată zona aceea, pentru că atunci când am ieșit, vizibilitatea am avut-o pe dreapta, era acoperită de corpuri, care unii erau morți, alții erau răniți. Deci asta a fost prima imagine care am avut-o la ieșire. Ne-au aruncat în genunchi cu mâinile la ceafă, la unde sunt ferestrele de jos ale universității, și acolo a început un fel de... Cum aș putea să spun? Nu știu cum să descriu loviturile care au urmat. Băiatul acesta care pe mine mă salvase, mă ținea de mână și atunci au frânt încheietura mâinii și nu m-am mai ținut de mână. M-au ridicat la un moment dat, se formase un cordon de securiști, deci de la universitate, către statui. M-au luat de acolo, deci m-au ridicat să... Am trecut prin acel cordon și te loveau când din față, când din spate. Deci nu puteai nici să te apleci, nici așa. Deci te țineau drept în lovituri, dreaptă. Ce să vă spun? Eram plină de sânge, făcusem și pipi pe mine. Deci sunt lucruri care cred că toți cu care am vorbit, absolut toți, li s-au întâmplat aceleași lucruri. Eram și foarte slabă. Eu nu știu cum am rezistat la loviturile. Când am ajuns la statuie, erau două grămezi, tot așa, de oameni, care nici ăștia, probabil unii morți, unii răniți. Și au continuat să mă lovească. Când spun să mă lovească, ce-mi făceau mie, făceau la toți. Dar acum eu mă povestesc pe mine. Și era un civil într-un costum care m-a lovit peste față și mi-a zis, tu erai aia care făcea digitație pe Strada Regală. Deci
Mai târziu, după ani de zile, după foarte mulți ani, mi-am văzut multe filmate, majoritatea făcute de Paul, și m-am văzut și pe bulevard în prima linie și pe strada regală când eram. Ce se întâmplă? Cum îl cunoscusem pe băiatul ăsta, Vali? La un moment dat, din cordoanele de, nu de ordine, ci de represiune, că nu erau de ordine, când băiatul ăsta încerca să mențină un fel de distanță între noi și cordoane, că mai erau și dintre manifestanți care se apuntau către cordoane în mod provocatoriu. Și nu era bine asta, pentru că le dădeau... Și el încerca să mențină așa o distanță. Și era îmbrăcat cu o haină de blugi, cu un guler de blăniță albă. Și la un moment dat, unul din milițieni a ieșit din cordon și l-a șfăcat, cum au făcut cu mulți pe care i-au dus pe strada regală, i-au omorât în bătăi, i-au băgat în dube și pe ăștia au fost primii care au fost duși la miliție sau la circa de miliție și apoi la jilava. Și el s-a asumut și haina lui a rămas la ei. Și el rămăsese în plovăr. Când au trecut cu tunurile cu apă, e drept, nu ninsese, dar era totuși frig să te ude. Și fiind în plovăr, eu i-am dat, aveam o vestuță, cum se purta pe atunci, vestele alea fără mâneci, în pătrățele de lână foarte mari, și am dat vestuța asta mea. Practic, el a fost arestat și el cu vestuța asta mea. Și a murit cu vestuța asta mea. Și... ok, deci am ajuns la statui. Și acest civil mi-a zis, tu făceai agitație și m-a lovit peste față. După aceea, după ce am ieșit de la Jilava, după ce am ieșit de la spital, am aflat că era postelnicul, că el a fost arestat practic exact cum a fost îmbrăcat în noaptea de 21. Au continuat să mă bate și la un moment dat m-au lovit cu ceva de fier, bănuiesc, și am avut o rană foarte profundă și mare la cap, am simțit cum îmi curgea sângele și am leșinat, mi-am pierdut cunoștința. Nu știu cât am stat așa, cert este că mi-am revenit în timp ce mă trăgeau de păr și mă loveau și spunându-mi să nu mă prefacă să moartă. Și m-au aruncat într-o dubă, au fost două dube care au fost duse la circa 17 de miliție în Cotroceni. La circa 17 au continuat atrocitățile. Eu am fost dusă sus și am fost interogată de un civil, care pe urmă am aflat cine era, era comandantul de la circa 18, care venise să dea ajutor celui de la 17. La 17 era doar vicecomandantul. Am dat două declarații. Mi-a spus că voi fi trimisă la Jilava să fiu împușcată, pentru că făceam parte dintre cei care erau împotriva orânduirii socialiste, etc. Ne-au urcat în dube, ne-au dus la Jilava și acest băiat, Vali, era și el cu mine în dubă, dar chiar la deschiderea ușii, la ușă, când am coborât, ultima imagine cu el a fost că îl călcau în picioare. Acolo ne-au separat bărbații de femei, am fost bătută îngrozitor și acolo, după care am fost băgată într-o celulă, în celulă 34, unde am fost, nu știu dacă, 12 sau 13 fete. Înainte să ne coboare din dubă, comandantul închisorii Borcan a spus șefului escortei noastre, care are certificat de revoluționar. Eu nu am, statul român mie n-a vrut să-mi dea, dar șefului escortei noastre securistoare. I-a spus, nu puteați să-i împușcați pentru că am deja închisoarea plină. Mă rog, am fost eliberați a doua zi. Mie mi s-a spus că acel băiat a fost... Ce a spus, scuze, nu m-a auzit. De ce nu i-ați împușcat în afara închisorii pentru că am închisoarea plină? Problema cu Jilava este că la Jilava au fost uciși oameni în acea noapte, prin tortură sau prin împușcare. Nimeni, nici nicăieri, nu scrie acest lucru și nu e voie să se vorbească de lucrul ăsta. A fost și o revoltă a deținuților de drept comun, dar aia era în penitenciar, care n-avea nicio legătură cu Fortul 13 și acolo au fost, da, au murit niște oameni acolo, dar n-aveau legătură cu cei care au fost omorâți aduși în stradă.
mi-au spus că pe acest băiat l-au scos, că nu mai respira din celulă și, de fapt, eu sunt 33 de ani de când îl caut și nu există. Cert este că este singurul lucru care eu l-am cerut procuraturii militare, să știu cine era acest băiat și ce-i cu el. Procuratura militară, până mai când Iliescu a fost ales președinte, m-a lăsat să spun adevărul, ce știam și de la circa 17, cine erau care, mă rog. Și după ce Iliescu a fost ales președinte în mai, Procuratura militară mi-a cerut să-mi retrag declarațiile și să spun că acest băiat nu a fost la Jilava și să-mi retrag declarațiile vis-a-vis de faptul că au fost morți la Jilava. Mi-au promis bani, mi-au promis foarte multe lucruri. După ce am refuzat lucrurile astea, a început să devină foarte amenințător. E drept, nu am mai folosit, nu s-a mai folosit violența fizică cu mine, dar s-a folosit foarte mult violența psihologică. Motiv pentru care am plecat din țară și am avut azil politic în altă țară, din octombrie 90. În Italia. În Italia. Și, practic, tu ți-ai trăit cea mai mare parte a vieții acolo. Da. Nimeni nu-și imagina că vor reacționa așa, de dur. Nimeni n-avea experiența să se poarte cineva așa cu noi. A fost, în primul rând, șocul că există asemenea comportamente. Acum câteva zile am fost la lansarea unui film, Oglinz și cum, a unui regizor, Stanescu, mi se pare că îl cheamă, care film este de fapt un documentar cu anumite, cu interviuri. De fapt ăsta e filmul, sunt niște interviuri și sunt anumite bucăți din filmele lui Paul. Printre cei intervievați este domnul Roman, care spune cu subiect și predicat, că cei care au împușcat și au ucis atunci nu trebuie să fie judecați, condamnați, pentru că nu sunt criminali. Acum, eu înțeleg că erau militari, da? Dar ei nu luptau cu o armată. Deci eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ați fi avut în familie un copil sau pe cineva din familie ucis, pentru că acel militar avea ordin să împuște, îl considerați criminal sau nu?